Leo de la Strehaia se luptă să trăiască, pe patul de spital. Întreagă familie se roagă pentru o minune, e în mare pericol. Leo de la Strehaia trece prin momente grele din cauza problemelor de sănătate. Afaceristul mai avea trei luni de detenție până să-și spășească pedepsa, însă problemele la inimă l-au răpus încă de dinainte de Crăciun. De atunci stă internat în spital, aflându-se în imposibilitatea de a se ridica din pat sau a face vreun fel de efort. Leo de la Strehaia a suferit în închisoare un accident vascular cerebral la jumătatea lunii decembrie a anului trecut. A fost transportat de urgență la spital, acolo unde află și în ziua de astăzi alături de întreaga sa familie, care se roagă neîncetat ca Dumnezeu să-l țină în viață. Sora lui Leo de la Strehaia a oferit o serie de declarații despre starea de sănătate a afaceristului, dar și despre regulile stricte pe care medicul i le-a impus. Leo de la Strehaia a ajuns la spital în urma unui accident vascular cerebral acum circa o lună, iar de atunci este nevoit să stea la pat în spital. Familia îl vizitează odată pe zi și trebuie să țină un regim strict pentru a-și ține sub control problemele de sănătate. Afaceristul se zbate între viață și moarte în aceste clipe. Familia sa și medicii au încredere că Dumnezeu va face o minune și în cazul lui, chiar dacă acum se află într-o stare critică. Nu s-a ridicat deloc din pat până acum, nu are voie să facă efort. Este internat în spital, în București, l-au adus la urgență. În orice moment e în mare pericol. El are și operația, și probleme cu inima, a făcut și accident vascular cerebral. Ne e frică în fiecare zi, poate să facă ceva, dar Dumnezeu l-a ajutat, avem încredere în Dumnezeu. E și mama aici, tot neamul nostru, stăm pe la poartă, pe la spital, pe aici, ne rugăm. Avem dreptul la o vizită pe zi. E la regim. Mai are nevoie de o operatie și domnul doctor se roagă la Dumnezeu, a declarat sora lui Leo de la Strehaia, conform Spaius.